Bună tuturor, eu sunt Bianca și astăzi ne jucăm Minecraft. V-am promis în episodul trecut că o să ne jucăm și altceva. Păi uite că m-am ținut de cuvânt. Știu că eram în căutare de diamante. Dar nu știu ce să zic, să mergem în jos? Oare? Nici eu nu știu ce să zic. Săpăm cu metoda aia normală, așa, ca să nu dăm de lavă. Și vedem că vom ajunge într-un cave. Sper să nu ajungem, că nu sunt obișnuită cu cave-urile alea, serios. Oh, doamne, tocmai ce am ajuns. Nici măcar n-am armură. A, uite că am. Dar nu mi-o pun. Și pot să mai și fac armură, dar eu n-am lemn. Serios, cine vine fără lemn în mină? Ne punem săbiuța aici. La îndemână. Ok, cât timp nu e nimeni și nu ne deranjează nimeni aici, în acest cave, noi luăm iron. Ah, nu, hai să nu mor. Că nu vreau să mor, nu vreau să... Avem mâncare. Da, uite că nici mâncare n-avem. Da, cred că o să ne întoarcem după mâncare. Ok, văd foarte mulți mobi acolo și nu știu cum să mă întorc fără să... îi bag în seamă. Dar sincer, o să urc pur și simplu în sus. Dă în mine! Nu! Urâtule! Nu vă luați după mine, vă rog! Nu faceți ca mine. Ok. Acum că am terminat și cu mobi. Dar nu foarte curând. O, nu. Creeper. Hai tu, urâtule. Vino să te bat. Ok. Sus cu orice material avem. Sus. Nu, și tu. Vai de capul meu, jumătate de inimioară. N-am mai avut ce să-i fac, ați văzut. Trebuie să urc neapărat. Nu mă interesează dacă îmi pică ceva în cap. Eu trebuie să urc. Deci nu contează altceva. Contează doar să urc. Uite că în drum înspre casă cred că mi-am găsit scara. Da, mi-am găsit scara. Da, trebuie neapărat să mergem. Că eu nu mai rezist mult cu hangarul ăsta și mai am și o jumătate de inimioară. Sper că doar să nu fie noapte când ajung afară, că da, dacă îmi dă un schelet vreo săgeată, s-a dus cu mine, dar nu înțeleg cum pot să vin fără mâncare. Adică, serios, toată mâncarea mea e un pește doi. Hai măcar mănânc ceva să mai crească hangarul. Băi, și nu vine să cred că încă nu este tot și nu vreau să mănânc de-astea. N-am decât să mănânc. Ca să mai crească din viață, puțin. Mi-am mâncat toată mâncarea, nu mai am ce să mănânc. Da. Da. Cred că o să fie un episod lung. Întrebarea mea e, ce cauți aici? Du-te! Oh, nu, ci că sunt monștri și nu pot dormi. Unde sunt monștri și nu-i văd eu? Du-te de aici! A, uite că nu mai sunt monștri, dar nu pot să dormi din cauza că nu-i noapte. Da, doar du-te, efectiv, așa. Haide, vreau să dorm până nu vin iarăși monștri. Vai. Nu înțeleg, se face zi sau noapte? A, zi, da. Da, trebuie să merg să omor niște animale, că nu se poate. Ok, am luat câteva mâncare. Ah, wow, nu cred că n-am avut loc de ea în inventar și am lăsat-o pe acolo. Da, trebuie să mai îmi las din chestii. Și cele chestii vor fi astea de care chiar nu am nevoie.
Adică nici de astea și nici de astea. L-am luat înapoi. Da. Asta e zombie, unde m-au murit animale. Da, deci pur și simplu nu-mi vine să cred că am lăsat acolo mâncarea. Uite aici. Da, aici a explodat un creeper. Da, nu-l băgați în seamă, pur și simplu. Nu îl băgați în seamă. Ia să mai căutăm noi mâncarea. Știu că pe aici n-am fost 100%, n-am fost pe aici. Da, uite că nu mai găsesc mâncarea care o aveam, așa că trebuie să omor alte vaci pentru mâncare. Da, se pare că ăsta nu cred că va fi tutorialul Minecraft, pentru că nici eu nu mă descurc să vă învăț pe voi. Deci da, se va numi Minecraft Survival, pur și simplu. Eu nu sunt stare să fac tutorialul Minecraft, pentru că nici eu nu mă pricep atât de bine și uite că am găsit cărniță. Zic că am luat-o. Da, bineînțeles că n-am luat-o. Băi, ce să mai arunc de aici? Ok, dar de ce s-a pus peste? Ce am luat? Ok, dăm cauzul în jos, că n-avem nevoie de el. Și hai să vedem ce mai putem omorâ pentru mâncare. Da, se pare că nici căul n-am și trebuie să frăjesc cu bețe. Da, nu știu, punem uneltele de lemn, că oricum nu avem ce face cu ele. Măcar să am și eu puțină mâncare. Lasă aia, nu, că oricum aia nu o să-mi trebuiască, pentru că vedeți că am deja destul. Ar fi bine să mă fac full iron, că eu cred că aș putea. Ia să vedem în timp ce ni se face nouă mâncărică acolo. Să vedem, ne putem face full iron? Nu, nu ne putem face full, dar măcar am o cască. Da. S-a făcut mâncărica. S-a făcut sau nu s-a făcut? Da, s-a făcut. Ce să mai punem? Ce să mai punem aici să prăjim? Saplinguri? Că nu știu ce să pun, serios. Nu vreau să-mi consum tot lemnul acum. Haide să se facă, să se facă. Yes, s-a făcut. Hai, lasă celelalte bucăți de carne. Să punem celălalt iron. L-a făcut. De data asta n-am decât cu lemn să-l pun. N-am decât să-l pun cu lemn, că n-am căul. Dacă aș avea căul, mi-aș face un șemineu. A, da, să mănânc. Mi-a făcut carne și n-am mâncat-o. De să o mănânc. Doamne, în sfârșit sunt și eu full hunger. Hai să mi se facă viața. Iron. Gata, cred că ne ajunge pentru chest plate. Da, ne ajunge. Oficial, suntem full iron. Oare ar trebui să ne facem un chest? Ah, uite că avem un chest și nu-i plin cu nimic. Wow! Noi n-aveam unde să-mi pun itemele. Și trebuia să fac un chest. Și de fapt aveam un chest. Ei, de exemplu, cu scara aceasta n-avem ce facem. Poate o să o punem pe foc. Ia să ne mai uităm ce nu ne trebuie și ce ne trebuie. De exemplu, toporul nu ne trebuie neapărat, dar îl punem, că cine știe, poate mai tăiem lemn. Sabia, pickaxe-ul, lemn, poate cable, sunt să avem blocuri. În rest, mai nimic de aici nu ne trebuie. În rest, le putem pune pe toate în chest. A, da, și era să vedeți cel mai important lucru. Mâncarea! Wow, abia am ieșit și eu din casă și văd că am două căpănele în lipsă. Da, serios, mâncarul... satul acesta nu are nici măcar... deloc fun. Nici măcar un bloc de hay bale. Serios?
Ce sat nu are hay bale? Toate satele au hay bale. Nu știu, l-ai fi luat eu? Dar eu nu cred că trebuia să am pâini. Foarte multe pâini. Avea mâncare. De ce am bătut aer în golem? M-am chinuit. Dar uite. Tot. În afară de hay bale. Aici ce sunt? Cartofi? Dă cartofi în coacă-s bun și ei. Luăm efectiv toți cartofii de aici. Dar hai să nu irosim, pentru că ați văzut că am luat o semânță fără să vreau. Și s-a dus cartofierul. Da, și cam atât cartofi crescuți. Mai ne urcăm. Mai vedem, uite, că trebuie să ne și culcăm. Să mai vedem. Nu a fost nimic, nicio grădină. Sincer că am sărăcut satul ăsta, ce să zic. Foarte sărăcuț. Și în următoarea zi mă pun pe strâns lemn. Că vreau neapărat să fac rost de căul. Văd că n-am avut noroc să găsesc multe în mina aia. Bine, nici n-am stat prea mult. Așa că trebuie... Uite, era o fierărie. Pasă am explorat-o măcar. Am explorat-o? Ia să vedem. Da, am explorat-o. Știți că și în episodul trecut cu tutorialul Minecraft, care nu mai e tutorialul Minecraft pentru că nu mă pricep la tutorialul Minecraft, așa că se va numi Minecraft Survival. Știți că în episodul trecut am descoperit două fierării și nu știam dacă e aceeași sau nu. Uite, noi luăm aici așa în continuare d-astea și revin când mai fac rost de lemn sau de căul. Și ce credeți că am pus aici la făcut? Bineînțeles că bucățile de lemn ca să fac cercăul. Că trebuie unul sau două pentru un campfire. Ia să vedem câte ne trebuie. Ah, fix unul. Ia, avem bețe. Am deschis crafting table, ce am făcut? Păi folosim un de mangrove pentru bețe. Ia să vedem aici. Stick. Facem doar 4, că nu avem nevoie de prea multe. Și cine mai trebuia? Ia să vedem. Camp. Și 3 bucăți de lemn de-astea. Șlefuite, nu știu cum se zice. Da, vedem cum le facem. Vedem. Wow, se pare că nu ne trebuia lemn de ăla. Ne trebuia lemn normal. Pune și campfire-ul. Și aici ne putem pune toată mâncărica pe care o avem. Ca covul să-l folosim doar la iron, la mai multe. Ia să ne punem iron aici. Lemnul, cobblestone-ul, de asta nu ne trebuie acum. Căulul, bineînțeles, în chest și nu mai am loc în chest. Da, le punem acestea aici. Doar 4 pot să pun. Nu vreau să încerc să mă pun pe el. Nu știu dacă mă alt sau nu. Uite, ar fi cel mai bine din tot cobblestone-ul pe care îl avem să facem niște slab-uri și să-l punem pe aici ca să nu mai văd și nici fumul ăsta și nici să mă duc din greșeală în foc. Acum nu mai pot trece în foc, nici cum. Dacă am avut o idee bună cu asta. Acum aștept să mi se facă toată mâncarea și poate să mai mergem în mină, ca acum sunt mai pregătită cât de cât. M-am blânzit un cal. Nu știu dacă e rapid, pentru că n-am șa pentru el. Atare aș vrea să găsesc o șa. Dar din păcate n-am cum la acest sat. Vreau să-l închid aici ca să fie al meu. Ia să vedem. Îl închidem aici. Nu. Pleacă. Nu, sper că nu s-a supărat. Da, cred că s-a supărat. Dar trebuie să te duci acolo, căluțule. Uite că-ți fac aici și loc să te duci. Dar o să pun aici
gardul direct ca să nu mai poate să sară. Haide, căluțule, nu te supăra pe mine, nu? Haide, vino. Serios, căluțule, urcă-te. Trebuie să spun slebur ca să te uiți, ca să te urci. Hai, urcă-te. Du-te. Nu, n-ai voie să pleci. Du-te acolo. Du-te acolo. Hai. No. Păi, dar nu vrea deloc în țarcul meu. Haide, căluțule, îți dau de mâncare. Serios. O să strâng mere și o să-ți dau. Sau mai pot să fac așa, să pun aici slebul și să pun aici gardul ca să rămpi direct și o să cadă acolo. Măi, căluțule, haide, căluțule, cât că revin când îl conving să se ducă acolo. Da, se pare că n-am reușit să-l conving să se ducă. Și nu mai încerc degeaba că n-are niciun sens. O să-l lăsăm liber, că nu cred că o să plece el din sat, serios. O să-mi iau căolțonul înapoi, că n-are niciun sens să-l țin aici, că nu o să reușesc să-l conving. Așa că revin când ajung acasă. Uite că s-au făcut și cartofiori. Punem restul în care aici. Și trebuie să mănânc și eu mâncărică. Și mă gândesc eu, de ce nu? De ce să nu mergem din nou în mină? Ținând cont că sunt pregătită. Adică nu sunt. Stai să mai fac o pregătire, să vedem. Știu că găsisem acolo o mină. Așa că trebuie să explorăm. Săriuța e bună, târnăcopul nu e prea bun. Uite că ne luăm iron-ul la noi. Lemn avem, uite că luăm și pe ăsta. Mâncărică, sigur avem. Numai că ar fi o idee mai bună să punem și celelalte bucățele de mâncare înainte să plecăm, ca să am toată mâncarea prăjită. Ok, toată mâncărica mi s-a făcut. Sunt pregătită să merg înapoi în mină. Sper. Da, sunt destul de pregătită. Revin când ajung acolo în mină. Ok, aproape ajung în mină. Mai coborâm puțin. Am ajuns înapoi în mină. Haideți să o explorăm mai mult. Sper să nu fie mobi. Ba da. Sunt mob, dar eu sunt pregătită. Mi-a dat și un hit, dar... Aoleu, ce mult sunt! Vai. Luăm iron și revin că nu mai găsit ceva interesant. Și ce am găsit lângă redstone? Am găsit căul! Dar din păcate o bucată! Da. Ce bine e că am găsit iron. Foarte mult. Coborâm în jos și sper să găsim cât mai repede măcar și o bucățică de diamant. Dacă aș găsi, chiar aș fi fericită. Decât că m-am întors de aici, am plecat. Ne întoarcem înapoi, aici. Și vreau să găsesc mina cea mare. Care cred că este în jos. Păi, nu înțeleg eu. Se ajunge în amândouă locurile. Uite, aici un păianjen. Bă, pleacă de aici, pur și simplu. Pleacă. Cred că trebuie să mai sap puțin. Sincer, cred că ar trebui să-mi fac un crafting table și fac din lemnul acesta, că n-are sens să... să consumăm un celălalt lemn. Uite așa frumos, ne-am făcut un crafting table. Îl punem aici și ne facem un pickaxe de iron. Wow, da. Trebuie să facem din cobblestone un furnace, un cuptor. Wow, cum am putut să uit. Da.
Ne facem... ne punem aici la prăjit aerenul. Bineînțeles că nu voi folosi căulul și o să pun aceste bucăți de lemn, pentru că am deja destul lemn la mine. Pun așa aici, cam n-am nevoie decât de 3. Nu o să se consume cât de atât de repede lemnul acesta, deci cred că merge. Și ultima bucățică. Ok, gata, nu trebuie să se mai prăjească mai mult. Acum ne putem... Ce mai prăjește aici? Serios. Acum aici ne vom face un iron pickaxe, dar wow, nu am bețe! Ce s-a mi putut gândit că eu nu am bețe? Wow. Facem aici, facem bețe. Stick. Acum, serios, trebuie să meargă. Ok. Le spargem pe astea de aici. Și continuăm aventura în jos. Da, se pare că mai săpat aici câteva blocuri și se pare că n-am găsit nicio mină. Și cam acesta a fost episodul, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!